ziua pâine caldă cu unt, cu șuncă, cu un cașcavan. Nu, 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 unt de arahide ceva. N-ai înțeles. Ne explică Codruz mai multe. Neața. Da, astăzi se împlinesc 176 de ani de când sărbătorim această frumoasă zi, ziua untului de arahide pe pâine de secară cu jeleu. Este o nebunie, este o sărbătoare națională pe care trebuie să o respectăm. Nu e pe bune? Da, normal, n-ar fi trebuit să fie zi lucrătoare, dar uite că noi venim la serviciu. Am făcut o mică... Atenție, un platouaș cu pâine de secară, unt de arahide și jeleuri, toate cumpărate de colegul nostru, domnul Dan. Ho, ho, nu mai plângem după bancă, zăm banii după aia. Așa. Ai luat bonul, ai luat bonul, da? Și ce să vă zic, lumea este nebunită, este disperată după acest unt de arahide. Da, am vorbit cu o fetiță care a zis că este nebunită după așa ceva. Și chiar acum vom sta de vorbă cu două domnișoare care trec pe lângă noi pentru a fi cinstite și sărbătorite. Să rămână, vreau să vă opriți puțin alături de mine și să vă spun că astăzi este ziua internațională a untului de arahide pe pâine cu jeleu. În cinstea acestei frumoase zile, voi ca să vă treziți, unde mergeți, la școală? Da. La școală, nu? La magazin, luați țigări și după aia, da. Așa, vreau să serviți câte o felie de pâine cu unt de arahide și cu jeleu. Nu, tu să servești, te rog. Și după care vei intra în direct. Mănâncă, mănâncă, ciugulește-ți, mănâncă ca lumea, că e foarte bun, e foarte bun. Îți dau colegii mei care sunt în direct la Radio 21 să le explici, să povestești, să le spui cum trăiești această zi, cum, ce sentimente ai în momentul în care mănânci. Te rog frumos să-ți fac legătura. Tu stai așa un pic. Da. Alo, bună dimineața. Ce sentiment am când mănânc? Bună. Cum te cheamă pe tine? Bună seama, doamna Claudia, Madalina. Cum te cheamă? Madalina. Madalina, ai mai mâncat vreodată unt de arahide? Și cum e? Mănâncă ce? Nu, nu am mai mâncat, pentru că deci nu prea-mi place. Nu-ți place? Dar jeleul ăla măcar e bun? Nu l-am mâncat, întâmplă aici. N-am mâncat nici până. Dar m-am mâncat sigur o să-ți servesc. Fii atentă, Madalina. Da. Ia o gură de pâine de secară cu unt de arahide și o să trebuiască să zici ce îți spunem noi. Avem o felie de pâine cu unt de arahide. Okay. Așa, ia o gură, da? Auzi, dar înainte pune mâna peste gura lui Codruz, că nu te auzim de el. Așa. Și acum o să trebuiască să zici așa. Mănânci? Capra, crapă, piatra în patru. Aș opri mașina. Capra, crapă, piatra în patru. Din ce mănânci, zici asta? Untul de arahide îmbunătățește dicția. Bravo, felicitări. Da, tu, șurubel. Eu nu pot să zic nici cu unt de arahide, nici cu nimic. Daniel, pe Codruț înapoi, te pupăm. Și eu, papa. Ciao. Asta, nu știu ce face Codruț, deci face ce face. Câte felii? Numai pe lângă fete merge. Da, câte felii mai ai? Eu mai am una și zic, uite, mi-am mâncat jeleu, dar ce? Mi-a luat jeleu după... Așa, a fugit. Eu eram atent la cameră să mă filmeze domnul Dan și colega, fata care era, mi-a mâncat jeleu. Vai, ce expresie ciudată. Mi-a lăsat untul pe pâine și mi-a mâncat jeleu. Da. Mai e mă jeleu la tine? Nu mai e nici jeleu? Păi gata, oprim ziua. Că bine, mulțumim foarte mult, Codruț. Mi-a mâncat jeleu.